Monica Cristina Mandache este profesoară de istorie la Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă din orașul Săveni. Este domiciliată în satul Podriga din comuna Drăgușeni. În anul 2019, Monica Mandache a aflat că are cancer. A fost o lovitură cruntă, atât pentru ea cât și pentru familia ei. După mai multe seturi de analize, doctorii au spus că acest cancer ar putea fi și ereditar, având în vedere că mama ei este purtătoare de cancer. În 2019 am început să am probleme de sănătate. Au început întâi dureri în partea pelvină jos, sângerări, m-am adresat medicului, am făcut numeroase ecografii, am făcut testul Papa Nicolau și a ieșit bun și s-a dat tratament pentru durere, pentru... Așa m-am chinuit până în luna decembrie. În luna decembrie am schimbat medicul, pentru că văzând că nu am niciun rezultat și durerile erau din ce în ce mai mari, am schimbat medicul ginecolog, iar când am mers la al doilea medic în stat, mi-a spus că mă pot aștepta la cancer, mai ales că mama mea este bolnavă de cancer. Mama a avut două cancere, unul ovarian și unul la colon. Și a depășit mult mai ușor ca mine situația. În schimb, sora mamei a decedat tot din cauza cancerului. Deși este o boală cumplit de grea, îndrăgita profesoară de istorie a fost și este în continuare puternică. Pe data de 13 februarie am fost operată, histerectomie totală. De atunci au început problemele, pentru că imediat după operație n-am mai putut să mănânc, vomam și aveam două anse prinse de stomac. Fix la o săptămână m-a băgat din nou în operație, în a doua operație, mi-a dezlegat ansele și mi-am revenit. Anul trecut, în 2020, după ce boala s-a agravat, familia profesoarei a apelat la ajutorul oamenilor cu suflet mare pentru a-i ajuta cu bani. A ajuns în Turcia, de unde a primit speranță la viață, însă acolo costurile sunt uriașe. Elevi, profesori, prieteni, cunoștințe, oameni simpli s-au mobilizat pentru a-i întinde o mână de ajutor Monicăi și pentru a o vedea din nou râzând alături de copiii săi. Sâmbătă dimineața, profesoara a plecat iarăși în Turcia pentru a termina o parte din ședințele de imunoterapie. Nici o clipă nu m-am gândit că se poate întâmpla ceva rău. În momentul ăla eram la început încă și decis să lupt. Adică având modelul mamei în față, m-am gândit că îmi vin boala. N-am avut niciun moment gândul că n-aș putea învinge boala. Cum nu se putea mai rău, când pandemia a lovit mulți oameni, printre ei s-a numărat și profesoara, a fost un stres, un chin în plus, însă a ieșit învingătoare din lupta cu coronavirusul. După două ședințe de chimioterapie, la a doua ședință, am luat COVID în spital. Toată secția și medici și asistenți și pacienți am fost internați. Am fost la început, acum regulile sunt mai ușoare, dar atunci foarte greu ajungea un pachet cu mâncare la mine. Puteți descoperi întreaga poveste prin ce chinuri a trecut în această seară de la ora 19:30 pe Somax TV. Povestea îndrăgitei profesoare va fi difuzată în cadrul emisiunii Inimă pentru Inimă, realizată de către Andreea Ursu. Monica Mandache mai are nevoie de sprijin, atât moral cât și financiar, din partea oamenilor cu suflet mare. Cei care doresc să o ajute, cât de puțin, o pot face donând în conturile deschise pe numele ei. Acestea le puteți găsi pe site-ul nostru, dar și pe pagina de Facebook a postului nostru de televiziune, Somax TV.